La trei zile până la înviere, capitala abundă în arome de cozonac și pască, mai ales de când s-au deschis târgurile pascale în fiecare sector al capitalei. Oamenii nu-și dau rând să-și umple sacoșele cu tot felul de bunătăți pascale, întrucât iarmăroacele se închid sâmbătă, iar produsele tradiționale nu pot lipsi de pe masa de sărbătoare. Și în acest an, zeci de producători locali au copt produse pascale pentru orice gust și buzunar. În sectorul Ciocan al capitalei, la intersecția străzii Alecu Rousseau cu bulevardul Mircea cel Bătrân, comercianții și-au scos deja la vânzare cele mai proaspete și delicioase copturi. Avem cozonac, avem rulade cu mac, cu vișnă, cu ciocolată. Avem așa pentru cadouri, foarte frumoase. 50 rulada, 27, 12, 40... Adică niște prețuri care să-și permită oricine. Avem asortiment de la 100 de grame până la 1 kg. 100 de grame este 10 lei, 800 de grame 65 sunt de 1 kg cel mai mare 90. Copseaua 5, 10, lumânările 5 lei, depinde de dimensiuni. Și pentru că sunt zile numărate până la Paște, oamenii s-au grăbit să-și umple gențile cu bunătăți. Am cumpărat cozonac, am luat de două feluri și am luat și cu brânză. Nedulce. Am cheltuit am 200 de lei, ia ca 4. Am luat 200 de lei. Mulțumesc domnului. Cumpăr făină, cumpăr tot ce îmi trebuie mai mult cheltuiești. Deodată ne uităm la sortiment. Am cumpărat cozonac pentru nepoței, ceva, niște surprize de Paște. Prețurile diferă, clar lucru, de la producător la producător. Accesibil. Pasăcicu cupila. Много. Потому что хочу угощать людей. Am cumpărat de toate și foarte gustoasă. Rulate, pască mică, pască mică, mai mărășoară, așa, cozonac, adică prețul cum scade. De ce nu gătiți acasă? Sau mai ușor? Păi, scuzați, vă rog, știți, în timpul de față am venit, am cumpărat, lucrul s-a terminat, am mai vopsit niște ouă, o răștură și tăpun. Autoritățile au anunțat că, în total, în Chișinău, în cele 5 sectoare ale capitalei, vor fi deschise 19 târguri pascale. Acestea vor fi deschise până sâmbătă 1 mai.